В пятницу 20 января вице-мэр Бельц Игорь Шеремет встретился с официальной делегацией из Швеции, возглавляемой чрезвычайным и полномочным послом этой страны в Республике Молдова Сигне Бургсталером. Гости поинтересовались первостепенными задачами местных властей в различных областях, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Впоследствии представители швейцарской делегации выступят со своими предложениями. Quite an extensive bilateral support program for the Republic of Moldova, and many of them involve also regional aspects. We support regional development in different ways. Noi avem un program de asistență bilaterală între Republica Moldova și Guvernul Suediei, care cuprinde și anumite aspecte regionale de dezvoltare regională. O altă dimensiune a acestui program de suport bilateral cuprinde și eficiența energetică, protecția mediului, respectiv Guvernul Suediei oferă fonduri, inclusiv prin proiectul care l-am menționat astăzi, prin intermediul Băncii Europene pentru Construcții și Dezvoltare, în care Suedia este cel mai mare donator. Din cadrul acestui program, primul proiect implementat este la Bălți și prin sistemul de aprovizionare cu agent termic. Ne bucurăm pentru acest lucru. Приоритетными для Бельц, по словам Шеремета, являются такие сферы, как энергоэффективность и развитие инфраструктуры. Гости предложили сотрудничество еще и в культурной сфере. По их словам, можно, например, организовать фестиваль шведского кино. Реализат deja câteva programe culturale aici în municipiul Bălți. Doi ani în urmă a fost festivalul filmului suedez. Intenționăm pe viitor să mai organizăm diferite activități culturale, inclusiv un festival al filmului suedez. În această privință ar fi binevenit o asistență, un suport din partea municipalității sau, nu știu, casă de cultură sau cinematograf. Chiar dacă este posibil pentru anul acesta, am putea planifica un festival al filmului suedez. Excelență, aveți toate garanțiile din partea administrației publice, nu numai de a acorda suportul în organizarea manifestațiilor culturale. In terms of providing any support when organizing cultural events here. Administrația publică este deschisă la dialog în orice domeniu. The local authority are open for any discussion in any field. Pentru asigurare al dezvoltării durabile al municipalității. În toate domeniile. Игорь Шеремет отметил, что визит делегации из Швеции очень важен в целях привлечения в Бельце новых инвестиций. Ведь эта страна является одной из тех, кто уже оказал финансовую поддержку нашему городу при реализации проектов, финансируемых Европейским банком реконструкции и развития. Что менили сам действовал экстинс. Sunt domenii pentru dezvoltarea durabilă a infrastructurii, elaborarea și actualizarea planului general urbanistice. Sunt chiar proiecte distincte cu suport financiar din partea guvernului suediez în domeniul eficienței energetice. Adică să scos în vizor chiar și suportul lor deosebit cu grantul și creditul care a fost acordat de către BERT, dar este suportul financiar al guvernului suediez care a fost oferit CET Nord. Sunt diferite domenii în care rolul cheie îl poartă guvernul suediez, chiar rolul cheie chiar și în aceleași instituții financiare internaționale. Este vorba de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la fel Banca Europeană pentru Investiții. Și este foarte importantă această vizită, fiindcă ambasadorul, identificând care sunt prioritățile, care sunt vectorii sau tendințele de dezvoltare a autorității publice locale în municipiul Bălți, sigur că transmite acest mesaj deja celor care curează, care coordonează diferite proiecte, diferite programe. Și a fost binevenită această vizită ca să fie reactualizat dialogul inițiat încă în 2015 cu fondul SIDA, este un fond de finanțare, întru totul susținut de guvernul suediez, care la fel se implică în diferite proiecte.